31 din 20.10.2023. Prezența. Sunt toți consilierii prezenți. Dau cuvântul doamnei președinte de ședință pentru a supune la vot procesul verbal de la ședința anterioară. Bună ziua, bine ați venit. Pentru început să supunem la vot procesul verbal de la ședința anterioară. Cine este pentru? Abțineri, împotrivă? O să dau citire ordinii de zi. 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului tehnic de execuție și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții, creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei la obiectivul școala cu clasele 1-8 în Cești, Comuna Pâncești, Dețul Bacău. Aprobat pentru finanțare prin Programul Național de Redresare și Reziliență, componenta 10, fond local, investiția 13, reabilitare mijlocată a clădirilor publice pentru a îmbunătăți furnizarea de servicii publice de către unitățile administrativ-teritoriale, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului, inițiator primarul Comunei Pâncești. 2. Proiect de hotărâre privind stabilirea salariului de bază brut lunar pentru asistenții personale persoanelor cu handicap, începând cu 1.10.2023, inițiator primarul Comunei Pâncești. 3. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 30.000 de lei pentru acordarea de cadouri cu ocazia sărbătorilor de Crăciun din anul 2023 copiilor preșcolari și elevilor din învățământul primar și gimnazial din Comuna Pâncești cu ocazia sărbătorilor de iarnă, inițiator primarul Comunei Pâncești. 4. Proiect de hotărâre privind acordarea mandatului special al reprezentantului legal al unității administrativ-teritoriale Comuna Pâncești în AGA Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău cu privire la punctul înscris pe ordinea de zi al ședinței AGA ADIB din data de 6.11.2023, inițiator primarul Comunei Pâncești, 4 diverse. Punctul 1. Dau cuvântul domnului primar. Da, după cum știți, am votat creșterea eficienței energetice la școala gimnazială numărul 1-5, din noi de școală etajată. Este la contractul... Îmi cer scuze să spunem la vot ordinea de zi. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Da, deci avem semnat contractul cu PNR, cu Programul Național de Dezvoltare și Reziliență. Pentru a putea fi scos la licitație acest obiectiv, era necesar să finalizăm și proiectul tehnic de execuție, că când a fost aprobarea, a fost la faza de DSF. Acum s-a terminat proiectul tehnic de execuție, vă facem cunoscut sumele din bugetul local, sumele de cofinanțare. Deci avem 599.631 de lei, care se dau DVA 109.574 de lei, deci total 700 de lei. Suma totală pe proiect, cred că nu are rost să mai citim fiecare pe asta, pentru că le-am mai tot discutat. Eu nu s-a modificat de început nimic. Pe suma totală de proiect e 2.479.000 de lei. Aici avem eligibil plus neeligibil. Deci, avem 2.546.000 de lei plus TVA 479, 3 milioane, deci total cu eligibil cu neeligibil avem 3.026.000, deci 30 de miliarde în bani vechi. Aici include, cum am vorbit la celelalte, când s-a aprobat la SF și am mai analizat aspectul ăsta, include o reparație capitală cu schimbare de acoperiș, șampantă, fațadă, interioare, toată solăria exterioară, termice, electrice, zugrăveli, uși interioare, că practic de asta am și conferanța mea pentru partea interioară care e neeligibilă. O să fie o lucrare asemănătoare cu a Căminului Cultural, ca să putem să ne facem o imagine ceas, cum o să fie finalul. Cam astea sunt discuțiile. Deci n-am crescut față de... Adică nu s-a aplicat nicio creștere la proiect, ci numai proiectul tehnic de execuție s-a finalizat.
Ca tare trebuie. Da. Suma energiei. Cum așa din anterioare. Da. Suma energiei, v-am spus-o atunci în devizie general, bine eligibil separat. 599 și 109 trebuiau 709 lei. Aici cu PNLR o să mai vin cu o discuție, dar la diversă, ca să parcurgem toate în ordinea de zi. Spunem la vot. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Trecem la punctul 2. Proiect de hotărâre privind stabilirea salariului de bază brut lunar pentru asistenții personale ai persoanelor cu handicap, începând cu 1.10.2023. Da, știm cu toții că s-a majorat salariul minim, atât la cei din construcții, cât și la restul. Adică cei care erau cu 3.000 s-au făcut 3.300 de lei. E vorba de asistenți sociali, care sunt întreținători a persoanelor cu handicap, angajați la noi la primărie. Este pentru o normă de lucru, în medie de 165-166 de ore lunar, reprezentând 19,960 de lei pe oară. Deci 19,20 de lei pe oară. Nu prea avem ce comenta aici, pentru că dacă nu l-am crește, ar fi în afara legii, deci trebuie să respectăm legea și să îl dăm bani în forma. Da. Dar, practic, consiliul trebuie să aprobe că dacă nu o să avem bani, trebuie să mai facem veramente, să mai mutăm dintr-un cont în altul, să acoperim finanțarea segmentului ăsta de asistență social. Noi am prevăzut bani în buget, dar prin creșterea asta e posibil să nu ne ajungă, domnul contabil o să vadă ce și de unde ne rectificăm. Cam asta e. Spunem la vot. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Punctul 3. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 30.000 de lei pentru acordarea de cadouri cu ocazia sărbătorilor de Crăciun din anul 2023. Da, aici avem din 30.000, 20.000 sunt pentru elevi școlari și preșcolari. Deci e vorba de un medii de 50 de lei de elev. Se dau pe categorii de clasă, că cadourile și anul trecut și acum 2 ani avem vreo 2 ani, de când le facem pentru editura Litera din București, care ne aduce pe categorii. Deci pentru preșcolari, că au și o jucărică acolo, au și materiale în afară de dulciuri și astea, la învățământul primar, la fel, e mai avansat, că copiii mai mari, la gimnazial mai avansat, deci pe categorii. Și el diferă cumva la preț, că la mic e mai ieftin, la cea mare mai scump. Dar în medie sunt 40 de lei pe el. Noi avem 380-400 de copii. O să luăm 5-6 pachete în plus, că dacă mai vine un copil, nu putem să nu-i dăm și la acela, deci 3-4 pachete în plus. Și o să le dăm la copii, o să fac în Căminul Cultural, pachetele se aduc direct acolo, nu se dau pe clasă, nu se dau... Deci organizat, că ei o să facă și o serbare de Moș Crăciun. Și atunci se vor da și bachetele astea, adică nu poate să vină să colinde, să îmi spun o poezie, că de ce se închidă anul școlar și să nu primească din partea primării nimic. Deci cât de săraci am fi, ar fi absurd să nu aprobăm o sumă. Restul de 10.000 de lei, susținerea datelor de anul nou. Avem ordonanță de guvern prin care spune că se interzic cheltuielile, cu excepție celor de anul nou. Deci se exceptează alea de anul nou, se pot face într-o limită a bugetului existent. Noi n-am prevăzut sume mari prin comparație cu celălalt comun care au zilele comune, unde au, eu știu, 50-60-70.000 pentru 100.000 de lei cheltuieli cu zilele comune. Noi n-am avem așa ceva, nu-i împământinit la pânceri și nici nu cred că o să facă. Noi am făcut cu ocazia sfințirilor anumite obiective, cum a fost Căminul Cultural, o să mai facem că să mai sfințe școală sau alt obiectiv. Dar datele și obiceiuri de anul nu le-am cam susținut în fiecare an. Zic că ar fi bine și anul ăsta să-l țin. Acum, în funcție de și implicarea celor din privat, adică noi Consiliul Local o aprobăm, primarul are și disponibilitatea de a organiza de asta, dar vedem, au fost niște solicitări verbale, nu scrise. Două solicitări, acum din două, pare că nu avem niciuna. Unul s-a retras, ar mai fi unul. Deci a fost vorba de Toma și cu
Zaharia, Costel Poștașu, Costel Soletras, adică Petru Ficior, să nu dea sub persoană. Și a rămas Thomas singur. Într-adevăr, am zis că nu a fost o muzică prea disuie. M-am motivat că cei de la fanfară se împrăștesc prin toată lumea, prin Germania, prin toată Europa și e greu de adunat. Vom vedea. Eu sper să putem organiza, că avem și activ, datele astea cu mascații, care ar fi păcat să auzim că s-au mascat 50 de tineri și nu e nimic la centru. Deci, profesor... În funcție de ce văd oamenii aici dimineață, pe 31, da, primești acasă, da, da. Da, acum cer aprobarea Consiliului Local, fiindcă avem în programul care am avut pentru finanțare Cămin Cultural, să avem balul de altă dată, deci dacă o să organizeze, dacă ar trebui să organizeze Capri și Datin de anul nou și să facă și bal pe întâi, cum se făcea de Sfântul Vasile seara, da. Așa e prins în program, de nu e nicio ilegalitate, de putem da Cămină Culturală, e ca și o activitate culturală, balul de altă dată, deci noi nu-i taxăm, e că e pe fonduri europene, ei trebuie să-și plătească muzică, că nici nu cheltuie noi bani. Intră în categoria asta și Căminul de la Petrești? Nu, că nu mai stai pe fonduri europene, dar ăla e închiriat, acolo e mai activ, el o închiriat din primăvară, că e bătălie mare pe el și noi sunt bani ce cum știu, 1000 de lei, parcă, nu? Da. 1000 de lei. Da. Am asta trebuie. Eu zic că aveam o sumă destul de mică, ca să nu zic așa... Modest. Adică nici să nu ne facem de râs, dar nici să... rog să... Cătuim prea mulți bani. Ce muzică ai groază de scumpă? 30 de mii de lei de cer pe muzică și pe ăsta. Groază, nu? Ziua Domnului, mulțumesc. Uitați lângă doamna. Da, cam asta e la... Supunem la vot cine este pentru, împotriva, abțineri. Punctul 4. Proiect de hotărâre privind acordarea mandatului special al reprezentantului legal al unității administrativ-teritoriale Comuna Bucești în ANDA Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău. Aveți cuvântul, domnule. Adib, da? Da, da. Adib. Da, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară de Apă Canal, unde suntem și noi membru de, cred că, vreo 10-15 ani. Ea e condusă de doamna director gerială de la Consiliul Județean ca director și sunt foarte multe comuni, noi nu suntem, care lucrează cu crabul, deci cum am avea noi sistemul de apă, ei l-au luat crab, dar suntem arondați toți în ideea că ne apără interesele, dacă sunt, de exemplu, când am avut nevoie de un inginer la specialist la canalizare, ne trebuia de la ei și ne-au trimis, fiindcă suntem membru adică, suntem domnule taxat, suntem membru și plătim cotizații. Poate în viitor, dacă terminăm și canalizarea la Petrești și la Petrești și Fundul Văiei, mai e un pic de aducțiune de apă la Fundul Văiei, poate o să găsim soluții și să o predăm la la CRAB, la DIP, să predăm apa canalului. Noi am făcut societatea de serviciu public, dar cu scopul de a mai accesa un proiect și de a derula în continuare proiectele cu canalizare pe statele Petrești și Fundul Văiei. Dar nu vom putea lucra așa la infinit. Deci ne va obliga într-o ziua cu... Suntem într-o procedură de să fac contracte pe fiecare, doamna vicepreședintă merge cu un comisie pe stat și face pe fiecare consumator de apă contract de furnizare a apei. Să vedem și neregulile care sunt în teren. Cu ocazia asta, doamna, pot să zic sumar dacă sunt... Am înțeles că nu prea sunt probleme. Deocamdată, deocamdată traseul pe care l-am parcurs, nu am găsit. Da. Un în vedere să spate... Da, da. E cheltuia la fiecare, am citit în lege, e cheltuia la fiecare om, trebuie să scoată la poartă, la pământul, dacă noi dăm un termen, avem o sumație, dăm un termen de o lună de zile, dacă nu, într-o lună,
le sistăm apa și le rebranșăm cu tot pe cheltuiala lor. Și omul decât să plătească de branșatul și branșatul, care e 500-500, 1000 de lei, da. Pentru că nu o să putem noi să ne ocupăm cu burdă din mai multe motive. Și asta fac cunoscut că sunt mai multe cetățeni care văd ședințele noastre în Consiliu. Deci, în primul rând, trebuie să o debranșăm din domeniul public de lângă gară. Ne trebuie un mini-excavator mic, care încă noi nu-l avem, și trebuie să închiriem pe cineva. Și atunci o să închiriem o societate, dăm lista cu 50-100 de oameni care vin și debranșează pe banii cetățeanului, chiar dacă noi îi dăm de la primărie, dar o să-i recuperăm de la om, când îl rebranșează, la fel nu e taxat odată și atunci omul o să înțeleagă că decât să dea 1000 de lei, e mai ușor să-și mute contoarul, care nu are mare cheltuială, îi trebuie 30 de bolțari sau două roabe de beton și un tub și își pune contoarul, același contoar, îl mută lângă gard, cum prevede legea, dacă nu are loc în domeniul public. Și îl pune lângă gard, în interior, dar cu trei laturi, cu o latură pe gard, deci ca să fie lipit de gard. Și atunci ne-am interesat peste tot, asta e regulă. Și cravul așa îl și ia în gestiune. E foarte bine. Deci ca să e vedem... greu de înțeles. Într-un cuvânt, să putem eficientiza apa asta, nu știu că știu dintr-un noastră, dar noi avem mai mult de o luni de zile de când ne zbatem cu modul de eficientizare a apei, adică mergem din două direcții. Una, să eliminăm acele penalizări, să le spun așa, că la curent, că nu sunt pierderi. Pierderile, se înțelege pierderi de apă, dar ales penalizări la curent electric, care numai în luna asta au fost 50.000 de lei, 500 de milioane numai penalizări. Deci nu putem merge în felul ăsta, că noi încasăm anul trecut am încasat de la populație 280.000. Și o întrebare, cravul ce va face cu cheltuiala asta? Păi nu, dar nu le ia, nu ia cravul. Deci eu am discutat cu cei de la crav și o zic, noi vine și facem un studiu de calcul. Dacă ei trebuie să scoată, cum să spun, cheltuiala să fie cam 60-70% față de venitul. Deci să fim cu un plus 30% ca să-și plătească și ei de servenții, și inginerii, directori și asta. Deci nici într-un caz nu o să ne ia în felul ăsta. Deci noi trebuie să găsăm metode de eficientizare a ăsta. Și la Pâncește aici am găsit o soluție momentană. Adică am pus panouri pe toate pompele. Aici la Pâncești ne-am legat de la SPAU 5, e curentul nostru, e contoarul nostru, nicio problemă. Nu funcționează canalizarea, dacă nu funcționează canalizarea, nu o să poată merge și canalizarea și ăsta că e supra-solicitat și nu e de o anumită putere. Atereul cea la punctul ăla de consum și nu o să poată funcționa, dar în schimb o să poată funcționa o pompă, și am mai repetat și mai repetat în Consiliul sau de... Dar nu o să poată funcționa o pompă de acolo, noi deja am închis locul de consum, deci transformatorul de aici, de la Sârbu sau de la Maramuț, cum zicem noi, e închis de 2-3 săptămâni. O să funcționăm numai cu o pompă care poate să funcționeze acolo, pe panouri și pe curent de la SPAU 5, și restul populației se transferă pe Pâncești, pe sistemul 3 de apă, sistemul de la sondă, care va acoperi 70% din Pâncești. Și atunci Pânceștiul e rezolvat, garantat, să zicem, până la anul în mai, încă cu o condiție să mai cumpărăm niște baterii de stocare energiei solare, că am constatat în fiecare zi, cred că nu s-au făcut măsurători acolo două săptămâni, trei, și am constatat că la amiază produc între 11 și 2 panouri, produc curent mai mult decât consumăm și până în 10 luăm din rețea și atunci ne-ar trebui niște baterii care să echilibreze consumul ăsta, cel de la prânz să-l redistribui la orele de când soarele mai slab. Problema e grea la Soci, dar încercăm și acolo să am mai schimbat o pompă nouă, că am verificat și nu aveau același debit, o pompă funcționa undeva la un 40-50%. S-a schimbat pompă nouă, acolo funcționează, dar în schimb penalizările și acolo sunt foarte mari, mai mult la Pâncești. Și încercăm și acolo să găsim o soluție, să eficientizăm acolo, adică să întrerupem punctul de consum, asta e ideea. Și acolo putem întrerupi cu automatizare făcută din niște specialiști, prin care un generator din ăsta mare care îl avem, îl montăm acolo
Și în momentul când nu-i soare și nu acoperă curentul, să bage pompa, automat să pornească generatorul, cum e modelul de la asta, la antenele astea, de la Orange, de la... Și el pleacă, nu trebuie să stea nimeni lângă el, când scade tensiunea și nu mai are suficient curent în baterie, înainte de a se finaliza, îi dă un impuls și pleacă generatorul și o să avem și acolo, sperăm, după ce se va face toată tehnologia asta de automatizare. Problema e că pompele alea, la pornire, am constatat că am mai fost cu un generator și am încercat să văd dacă poate să duc un generator singur în pompă. Ia foarte mult curent la pornire și oprește generatorul. Și acum am vorbit cu un specialist din domeniul ăsta de apă canal, care și-a spus că sunt niște convertizoare de energie, un tablou cu aparatură electronică, tehnică, care face pornirea pompii să plece încet în timp de vreo 10-15 minute. Dar costă și-a la 1700 de lei de pompă. 1700 de euro, înseamnă 7000 de lei de fiecare pompă. Deci sunt niște cheltuieli care ne ia dureri de cap ca să... Bine, odată ce am eficientizat și... Adică, cu alte cuvinte, adică să mai plătim încă două luni penalitățile astea de 50.000 de lei, mai bine îi băgăm pe aia în baterii. Tehnologizare, baterii, automatizări, ce trebuie acolo, și întrerupem sistemul ăsta de consum păgubos, ca să zic așa. Noi toate adresele care am făcut către Ion, către Târgu Mureș, ANRSC, asta ne spun, alt sistem de alimentare. De pe timpul... Din 2015 problema asta. Din 2015-16, da, da. Din 2015 a început, 2015. Da, exact, da. Dar până când le-au implementat, da, mai e o problemă care trebuie luată în calcul. Inductiva sau reactiva care plătim noi penalitățile astea, până anul trecut a fost 0,28 de bani pe kilowatt, deci ca și preț unitar. Și acum e 0,96 sau 86, deci e de 4 ori aproape mai mult. Deci anul trecut, acum, în momentul de față, plătim penalități de 4 ori mai mult ca anul trecut. Vă dați seama, dacă anul trecut dădeam 15-20 de mii, mai suportam cum acum. De 4 ori dai 70 de mii, 60, cât iese în funcție de consumul, adică mai puțin consumul, să vedem asta, e de distanță, că e pe metru liniar și chestia asta. Dar una până una alta, am convingerea că vom reuși într-un final, chiar dacă o să ne mai coste ceva. Eu știu sigur că comuna Pâncești se află printre primele comuni, printre puținele comuni care au furnizat în anii de secetă, în ultimii 2 ani sau în ultimul an, în anul curent, au furnizat apă 24 din 24, deci nu a fost program cu 2 ore la 3 zile. Mi-aș dori și îmi doresc să fac tot efortul și cu Consiliul Local, cu aparatul de primărie, să mergem în continuare așa, să găsim soluții, să... Urmai să mai ținem natura, cum e că... Noi avem acum puturi, am adus specialiști, am măsurat puturi, le-am probat, am făcut cu niște aparate care au dat drum la pompe și au băgat niște senzori că scade pe oră. E un loc unde se limitează și nu... Deci nu avem probleme cu apa, apa e de calitate, nu e... cu nisip, noi avem blocaje. În schimb, mergem din două părți. Pe de o parte să găsim acele pierderi sau furturi de la populație, pe partea cealaltă să eliminăm penalitățile astea. Deci, eu așa cred că apa e indispensabilă și oamenii trebuie să înțeleagă două lucruri. Că vor avea apă și nu va mai crește prețul. Deci, cu 2 euro eu zic că trebuie să găsim orice metodă, să o eficientizăm și să nu mai crească niciun 50 de bani. Deci de aici încolo, cu prețul am închis-o, nu mai discutăm de preț, că să mai crească prețul. Mandatul ăsta de un primar, dar mai e mandatul celălalt. Nu, dar să vă explic de ce. Pentru că eu am împărțit ultima factură, colegii, la prețul total am împărțit la kilowatt și este 6-7 lei pe kilowatt. Deci cu 6-7 lei pe kilowatt, dacă ar fi să... și să pui și angajații acolo, și să pui și toate, să, cum se cheamă astea, avariile, să-l plătești acolo, ar trebui ca omul să plătească, eu știu, undeva de 3-4 ori prețul, poate și de 5 ori. Nu e posibil să iei omului pe un metru cub 50 de lei sau 100 de lei. Atunci, ce e apă minerală? Eu
Deci nu, deci omul nu are nicio vină, cetățenii trebuie să consume apă și dacă tot cel mai mare preț e 90 lei, noi avem 9 lei, e suficient, o să crească cu taxa de inflație, asta e, da, e obligatoriu. Cum cresc toate taxele și impozitele, o să crească și dar taxa de inflație calculată de INS e o sumă mică, câteva bănuți acolo, nu e o problemă. Da, cam asta. Spunem la vot pentru 4. Dacă sunt discuții. Cine este pentru, împotrivă, punctul 5, diverse. La diverse vreau să vă aduc o, la cunoștință un material care am avut discuții cu colegii prin primărie și toate mă nu sunt de acord. Eu nu vin să văd astăzi, de asta să trec la diversă. Și o să vă citesc în mare din ce am primit la Ministerul Lucrărilor Publice și Administrației Publice Locale. Deci este mai beneficiar. Deci se referă la toți beneficiarii de proiecte de fonduri europene. Și spune așa, pentru că asigurarea resurselor de finanțare aliniatul 1, adică sumele neeligibile, autoritățile administrației publice locale pot aproba contractarea de finanțări apusabile, deci împrumuturi de la trezorerie, inclusiv pentru proiectele implementate de asociații de dezvoltare, deci ADE-urile, în care fac parte OAT-urile, proporțional cu contribuția asumată. Deci noi, hai să vedem, mai se parcurge mai mult din... astfel că pentru realizarea de investiții publice de interes local, inclusiv pentru asigurarea prefinanțării sau cofinanțării, proiectele care beneficiază de fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană, unitățile administrative sau subdiviziune ale OAT-urilor, pot contracta finanțări nerambursabile care constituie datorie publică în condițiile prevăzute de articolul 61-63 din legea 273 din 2006 privind finanțele publice locale, cu modificări și completări ulterior. Consiliul Locale pot aproba contractarea sau garantarea de împrumuturi interne sau externe, pe termen scurt, mediu sau lung, pentru realizarea de investiții publice de interes local, precum și pentru refinanțarea datoriei publice locale, care au datorii să o refinanțeze, dar noi nu avem. Contractarea acestor finanțări rambursabile prin utilizare de instrumente de datorie publică a împrumuturilor de la bănci comerciale se poate face cu avizul prealabil al Comisiei de Avizare a Împrumuturilor Locale, deci CAIL, care funcționează la Ministerul Finanțelor Publice. Deci, practic, noi cu Ministerul Finanțelor facem și ANAF-ul ia de la bancă. Dacă acestea sunt prevăzute în contractarea de finanțare, astfel că la emiterea avizului, CAIL se verifică documentele din care trebuie să reiasă valoarea proiectului de investiție, în cazul de față proiectelor din PNRR, precum și contribuția proprie asumată de autoritatea publică locală. Având în vedere cele prezentate în cazul în care se dorește obținerea unui contract rambursabil pentru contribuția OAT-ului, asumată în cadrul apelului de proiectat din cadrul PNRR, și ulterior, în implementarea contractului de finanțare, vă adresăm rugămintea de a depune în cadrul platformei electronice o notificare prin încheierea unui act adițional pentru modificarea contractului de finanțare, contractul de bază. Printr-un act adițional. Acum, să vă explic cam cum stăm noi. Deci noi avem semnate, ca să zic, să fac strict referire la proiectele astea pe PNR, două proiecte pe PNR. Școala în care am aprobat astăzi contractul aici și ăsta proiectul tehnic, SFO-ul a fost la finanțare. Și mai avem casa specialistului. Deci, total cheltuială ar fi în jur la circa 2 milioane de lei. Acum, noi cerem permisiunea pe Consiliul Local să facem actul adițional pentru a avea posibilitatea de a credita în caz de nu avem cu ce să cofinanțăm partea noastră. Dar asta, dacă am făcut actul adițional, nu înseamnă că am și făcut creditul. O să vedem cum redirecționăm banii pe bugetul de 2024. Da, să vedem la ce putem renunța. La sistemul 3 de apă nu putem renunța că lăsăm toată lumea fără apă, că, cum v-am explicat, trebuie să lăsăm numai Dienețul și o parte din Pâncești pe unde stă Valentin și ăștia pe deal care nu se pot aprovizionat de aici, că e prea sus.
La, deci, lucrările de investiții trebuie să finalizate. Centrul integrat trebuie finalizat. Avem alte proiecte, de exemplu, care astăzi mai semnăm un proiect pe electronic, pe fondul de mediu, de 1 milion de lei, de 10 miliarde, pentru eficientizarea energiei electrice, ilumina public stradal, pentru inteligent, pentru satele Petresor și Fundul Văie. Deci asemnăm contractul și începem licitația. Acolo, pe acel contract, e prevăzut 30% avans care ne dă fondul de mediu și restul până la 100%, că el va fi finanțat de 100% de mediu, dar trebuie să-l plătim noi și o să luăm banii după 7-8 luni după ce face cerță. Deci în cursul anului viitor sigur se va face. Deci acolo ne mai trebuie 7 miliarde care să-i punem noi. Și cu 20 aici, 27. Și cu apa care e vreo 7-8 și aia care este în 3. Marea împrumutului, așa, estimativ. La ce vă referiți? Așa, estimativ cât ar avea nevoie primăria să împrumute. Nu pot să avansez o cifră, dar din punctul meu de vedere n-ar trebui să gândim că putem să frânăm, să chinem. Nu, gândesc ca valoare, nu. Eu v-am spus, maxim până într-o 1,5 milioane, două, să zicem, că restul le mai rostogolim din ce avem noi. Pentru că... De unde se vor da înapoi? Să da în 2-3 ani din bugetul local, din resursele proprii a noastre. Că ce se întâmplă dacă nu continuăm? Una, am cheltuit foarte mulți bani pentru aceste proiecte. E diverse avize, acorduri și tot ce au fost. Doi, ne vom face parte la blocarea economiei naționale prin la 5.000 de comuni, dacă au un mediu de două proiecte, sunt și care au 3 și 1 și astea, dacă au câte 5.000 de comuni, câte două proiecte, 10.000 de comuni, care 10.000 de șantiere se vor închide. Și atunci cetățenii care lucrează la X, Y, firmele astea vor veni pe social sau pe șomaj tehnic, care tot statul român și implicit ATO-ul o să-i țină pe ei. Cheltuială. Deci ne-am face părtaș la frânarea economiei naționale. Eu n-aș vedea... Un fel de plimbare a banului. Eu n-aș vrea o istorie că dacă împrumutăm 5% din valoarea unui obiectiv, sau până în 10% maxim, n-aș vedea de ce să nu să ne ferim așa tare de un credit, pentru că... Mai avut, când s-a luat burul de excavator, au avut... Dar sunt comuni, foarte multe comuni. Foarte multe comuni. Portaș la îngodarea comunii datorii. Dar nu e spus, dacă votez pentru problema de când rambursează. Trebuie rambursat. Nu... Da, dar noi putem face un termen. Nu, să facem studiu de către bancă, ce venituri are, venituri proprii care are comuna. Noi avem în jur la 1,5 milioane venituri care rămână de la funcționare către investiții sau, cu alt cuvinte, investiția pe buget local e în jur la 1,5 milioane de lei, deci 10-15 miliarde fiecare an. El fluctuează, dar foarte puțin. Și nu o să mai facem 2 ani de zile alte investiții și o să finanțăm proiectele astea ca să nu le pierdem. Dacă, v-am spus, dacă o fi cazul, eu tot am așteptat și am lungit-o în ideea ca să mai fac niște rectificări, că se îmbunătățește colectarea, dar, uite, din păcate nu sunt îmbunătățit. De exemplu, vă dau câteva cazuri. De exemplu, anul trecut la Pășuri am încasat vreo 200 de mii lei, 2 miliarde, și anul ăsta nu am încasat niciun leu. Și până la finalul anului e posibil să încasăm foarte puțin, care rămâne și acolo un gol, că dacă nu sunt încasat banii, nu se fac nici cheltuieli. Deci nu poate echilibra bugetul numai pe cheltuieli fără să facem încasările. La populație, la fel, încasările au scăzut. Pentru că abia rezistăm să menținem autofinanțatele cu gunoiul și cu apă, și cu apă destul de greu. Da, gunoiul suntem undeva în închidim la finele anului cu suma care am colectat. Deci, practic, v-am adus la cunoștință că trebuie să facem o notificare, să modificăm contractul de bază, să prindem și aspectul ăsta, că trebuie făcut un credit, dacă e nevoie, sperăm să dea Dumnezeu să nu fie, dar nu văd peste noapte să apară bani în cont fără să știm noi. În schimb, trebuie să avem foarte mare atenție cum planificăm banii pentru
investiții pe 2022. O să căutăm să facem economie de pe toate 2024, da? Să facem reduceri maxim la bunuri și servicii, să arundăm cea mai mare sumă la investiții, unde sunt și aceste proiecte și poate din cât ar trebui să împrumutăm, poate împrumutăm jumătate sau, eu știu, 40%, 50-60%. Nu pot să estimez o cifră pentru că trebuie să vedem închis anul, să vedem ce rămâne în fondul de rezervă, cât rămâne și trebuie redepus la proiectele care sunt licitate și sunt în lucru, ca să le putem finaliza, plus astea pe fonduri europene. Nu mai e... Discutăm de cele guvernamentale, care și acolo sunt probleme. Se state plățile și pe cealaltă ăsta și pe Angel Salini și pe Compania Națională de Investiții. Deci știm cu toții că e un blocaj la final de an acum, dar sperăm să găsim soluții, să închidem... Să închidem anul. Asta ar fi o problemă. A doua, vreau să vă mai aduc la cunoștință până la... la cuvânt, că mai avem pe data de 3 noiembrie un cetățean de la Petrești, Florică Vasile, care face 100 de ani. Și dacă din domnii consilieri vor să participe, să facă cunoscut cine, să-i sunăm, vă sunăm, să vin și de la armată, e fost veteran de război, să vin și noi de la primărie. Avem în regulamentul nostru prevăzut că eu vreau să vă supun la sub atenție prema, da? Am citit cu doamna secretară și spune că în regulament avem prevăzut 5.000 de lei pentru cazul ăsta de 100 de ani. Pentru cei care împlinesc 80 de ani, eu țintă greu de acolo să ultima vreme. Dacă la criza de bani care sunt, s-ar putea să creștem la 110 ani. Deci, până acum, în 7 ani jumătate, când sunt eu primar, nu am avut niciun caz cu 100 de ani, e singurul caz. Dacă încă mai sunt câteva zile până pe 3. Am făcut bine, dar s-a dat hotărârea și pentru cei cu 100 de ani. Da. Dacă vreți să vă înscrieți careva, uite, la Petre, sos sau de urmă din Consiliu, dacă vor să participe. Pe la 100 de ani, ce mai am nevoie de cei? Spuneți-vă... Da. Da. Cam asta e. Vă stau la dispoziție cu întrebări și întrebări. Dacă sunt... Sunt idei care poate să ajute bunul mers a comunii. Eu știu, surse de venituri, surse de idei de a cheltui mai puțin, de a economisi. Nu, acum ca o susținere a creditului, că nu mă pronunț, dar zic așa, ca idee, am fost într-o comună pe lângă Roman și era, mi s-a părut foarte interesant comuna respectivă, ca aspect și ca și credit de aspect. Și am întrebat și-o cineva că, cum de arată comuna așa? Și-o zis, primăria a făcut un credit destul de mare și-o făcut multe lucruri cu acel credit. Și după aia nu mai a făcut nimic, dar a făcut cam tot. Da, de exemplu, primăria respectivă are foarte multe resurse, adică are venituri proprii, înseamnă foarte multe firme interate la comune și nu are nicio problemă. Adică vorbesc de hectare de firme, de entități economice care... E o comună pe națională, aici, aproape de noi, am vrut să-ți dau și numele, dar nu o să dau, că e posibil să vadă pe cameră și o să zic de ce mă interesează comuna lor. Am împrumutat 2 milioane de euro, dar, cum spune domnul consilier Bugaciu, cam o că am făcut tot. Da, asta e. Acum, noi nu știm că ei au împrumutat milioane de euro și au făcut cu, prin împrumut efectiv ăsta. Dar noi dacă avem 90%, ar fi păcat să împrumutăm 100% și nu pui 10%. Am avut o parte externă, adică, spun străzi, trotuare, canalizare, apă... Da, ce nu mai puteau accesa, am înțeles, știu comuna la care vă referiți și... Da, e comună cu venituri mai mari, nu trebuie să ne raportăm chiar la... Da. Am avut, aveți experiența, a fost primar, aveți o vârstă, dați-vă cu părerea. Merge mai departe, nu mai merge. Să gândeați să prind 100 de ani. Ia să auzăm. Ca o rezervă, pentru suplimentarea cheltuielilor, e bine de făcut. Centură de siguranță, da, să nu ne... Iar ce ziceați dumneavoastră că ar trebui să ne dăm părerea cum să aducem bani la buget, ne-am sfătuit să lămurim oamenii, să facă dezbaterea succesiunii. Știți la ce mă refer, nu? Da, să gastăm mai mulți bani de pe... Da. De exemplu, mai eu am dat 2000 de euro și am internalizat în 2 ani. Deci, primă... Da, trebuie informați cetățenii că
În 2-3 ani de zile, unii nu aveam cadastru sistematic, cărți funciare, nu mai primesc subvenții. Și o să vedeți că o să... Și să-mi podmonesc acum, dar o să-mi podmonesc mult mai tare. Există o idee, nu știu dacă se va implementa, că dezvoltările de succesorale se facă la comun. Da, dar se fac foarte greu. Nu se facă nicăieri. Deci există lege... Nu faci primăria, n-are. Nu, notarul, dar prin primărie. Ce era cu ce era? Întrebi specialist. Noi nu putem să facem, că, practic, ce se îngreunează la dezbaterea succesorală. Că n-ar fi greu decât dacă... Moștenitorii sunt greu de găsit și că sunt funciare, că nu le avem. Asta e omul care ajunge să facă 10 puncte de... Cărți funciare pe fiecare și trebuie 15-20.000 de lei, renunță. N-au bani, sunt bătrâni. Mai faci teren. Da. Deci ideea cu un promotor, nu cred că e bună. Deci, ca o rezervă, dacă știi nevoie, nu să apelăm undeva. Trebuie să apelăm, nu putem să pierdem... Dar nu o să ne dea voie, să știți că nu o să ne dea voie. În structurile astea, pentru că noi am semnat, avem un contract, avem o bază contractuală. Adică nu se prinde 100 de ani, să știți că din cauza ratelor nu o să mai primiți aia 5.000 de ani. Până să 10. Da. Dar are cu garanții sau fără? Cu garanții cu domeniul public, cu domeniul privat al primăriei, da. Cu venitul și dacă nu, cu domeniul privat. Exact, da, dar nu o să ajunge acolo. Poate nu este cazul. Poate nu-i cazul. Deci, poate nu promutăm. Deci, poate nu promutăm niciun leu. Dar discuția trebuie purtată, măcar să ne învățăm cu ideea că e posibil de la undeva. E când s-a luat autogred, pentru TVA, da. Dar și noi, la, de exemplu, la proiectul ăsta pe fondul, pe fondul de mediu și pe, cum se cheamă asta, centru integrat aici, TVA-ul trebuie să-l dea statul român. Și dacă nu-l dă statul român, trebuie să punem noi de bugetul local până nu-l dă statul român. Că constructorul are contract cu noi, nu cu guvernul. Și el spune, da, mi dai banii toți, că noi să iei de la guvern, de la, din TVA, să dea asta. Și guvernul să ne dea din TVA, trebuie să încaseze TVA. Deci să... Nu cer cam vicios, ca să zicem așa, dar el se vor plăti. Banii, banii în natură. Circuitul banii în natură. O să... Și trebuie să cofinanțăm. Acum... Acum la centru integrat trebuia să încasăm 100.000 de euro și am observat că încasăm numai 70%. Și am întrebat, dar de ce? Care? Păi și doamne, diferența asta înaltă care era, noi aveam 2% din partea neeligibilă. Eligibilă, pardon. Și zice, doamne, diferența de 28% e TVA-ul de la statul român. Așteptați că nu o să vedea. Și noi lucrurile trebuie să o plătim constructorului. Când ne dăm judecată, intrăm pe arierate, are facturi tăiate, are... Cam asta e treaba. Da. Mai dorești cineva să ia cuvântul? Nu. Te clasă din ți-a închis. Mulțumim pentru participare. Azi e bună așa. Înainte. Înainte.